Doamnelor și domnilor, dragi copii, 1 martie nu reprezintă doar începutul primăverii, este un moment mult mai important de atât, în sensul că la 1 martie se năștea acum 182 de ani Ion Creangă. Ne onorează faptul că ați răspuns invitației noastre de a fi astăzi aici, să-l omagiem împreună. Este cu atât mai onorant să ne fiți alături, pentru că manifestarea la care suntem cu toții prezenți are deja o tradiție. Suntem la 49-a ediție a Zilelor Creangă, ediție la care și-au adus contribuția mai multe instituții, ai căror reprezentanți se află alături de noi, ediție care își propune, ca de fiecare dată, să scoată în evidență anumite aspecte legate de personalitatea scriitorului Ion Creangă. Nu am să vă rețin atenția eu foarte mult cu detalii, rugându-i pe invitații noștri să transmită câteva gânduri. Am să o rog în prima fază pe doamna Genina Fedeleș, City Manager, să transmită salutul de autorităților locale. Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 49-a ediție a Zilelor Ion Creangă, o să-i spunem ediția de primăvară. Mă bucur că sunteți alături de noi, mă bucur să văd tineri alături de noi, dar avem și niște invitați absolut speciali astăzi. Aș vrea să-l menționez pe domnul Aurelian Silvestru, care va primi și o distinție din partea orașului și din partea Consiliului Local Târgu Neamț, pe domnul profesor Parascan, pe domnul Daniel Corbu și, bineînțeles, domnul director al Complexului Muzeal Județean, partenerul nostru în toate aceste activități. Domnul primar Daniel Harpa mi-a încredințat mie sarcina de a vă transmite salutul dumnealui și scuze pentru că nu poate fi astăzi alături de noi din motive bine întemeiate. Noi am pregătit alături de partenerii pe care îi avem și cu care avem o colaborare din ce în ce mai frumoasă și mai solidă, un program de care sperăm să vă bucurați cu toții. Au avut deja loc concursuri pentru copii pe diverse teme, literatură sau pictură. Premiile vor fi înmânate zilele următoare la Casa Culturii. Dar, de asemenea, avem un invitat special, pe domnul Dorel Vișan, cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț, care ne va încânta cu două spectacole. Unul din ele se numește Omul și taina lui, care va avea loc sâmbătă seara la Casa Culturii. Și un al doilea este un dialog între domnul Dorel Vișan și părintele Bogdan Popei, care de asemenea va avea loc duminică la ora 2, tot la Casa Culturii. Și așa cum v-am obișnuit, va avea loc și un spectacol artistic susținut de două târgnențence de care suntem foarte mândri și mă refer la surorile Claudia și Olga Caia, spectacol care va avea loc duminică seara. Tot o tradiție a acestui eveniment a devenit decernarea premiilor Oameni de Poveste, care își propune să scoată în față pentru a-i aplauda oameni speciali și oameni care au făcut lucruri deosebite pentru comunitatea noastră. Noi sperăm ca acest program să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră, sperăm să vă bucurați de el și vă așteptăm la toate aceste evenimente pe care le-am pregătit. Vă mulțumim! Mulțumim, doamna Genina Fedeleș, pentru gândurile dumneavoastră. Am să-l rog în continuare pe domnul director al Complexului Muzeal Județean Neamț, domnul Dorin Nicola, să ne expună câteva gânduri. Dragi copii, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că sunt cu atât mai bucuros că astăzi este cald, întrucât la ediția anterioară la Zilelor Creangă, marea majoritate dintre voi au cam zgribulit când au venit la fereastră ca să-i spună plugușorul bădiei, iar astăzi vă văd zâmbitori și dornici să ne prezentați din nou cuvinte de laudă la adresa Marelui Povestitor.
Pentru noi este cu atât mai îmbucurător să vă vedem în număr mare la activitățile pe care ni le-am propus, alături de Consiliul Local și de Primăria Târgu Neamț, de Casa Culturii Ion Creangă, de Fundația Culturală Ion Creangă din Târgu Neamț, pentru că, așa după cum vedeți, de la an la an, acasă la Bădia vin din ce în ce mai mulți turiști, din ce în ce mai mulți vizitatori care vor să vadă unde s-a născut Ion Creangă, cum și-a trăit mare parte din copilărie și unde s-au născut acele povești care ne încântă și astăzi, chiar dacă am trecut de mult de băncile școlii. Pentru noi, astfel de manifestări sunt cu atât mai prețioase, cu cât astăzi promovarea pe care orașul Târgu Neamț, județul Neamț o are prin diversele manifestări naționale sau internaționale, face ca orice efort pe care autoritățile locale sau instituțiile de cultură îl adresează personalitățile marelui scriitor să fie recompensate prin un număr din ce în ce mai mare de oameni care vin să asculte și să vadă locul în care, începând de mărțișor, în 1837, Bădia Creangă a venit pe lume. Soarele care strălucește astăzi este cea mai bună invitație la a sta alături de Ion Creangă și a sărbători alături de noi zilele Ion Creangă. Vă mulțumesc și vă urez o primăvară frumoasă! Mulțumim! Am să o rog în continuare pe doamna Cristina Cosma de la Casa Culturii Târgu Neamț să facă o prezentare a celorlalți invitați. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua vă spun și eu și bine ați venit la cea de-a 49-a ediție, o ediție impresionantă a zilelor Ion Creangă, aceste manifestări culturale dedicate vieții și operei marelui nostru povestitor Ion Creangă. Așa cum spunea și doamna Gianina Fedeleș, v-a prezentat atât de frumos programul celor 3 zile de manifestări. Vreau doar să vă mai spun că ziua a debutat la Colegiul Național Ștefan cel Mare cu lansări de carte a unor invitați speciali pe care îi avem astăzi aici alături de noi, și anume domnul Aurelian Silvestru, o prezentare a cărții Cavalerul cu aripi de petale, povestiri morale, și domnul poetul nostru drag, Daniel Corbu, de asemenea cu 2 volume de scris. Descrieri. Pentru că vorbeam de domnul Aurelian Silvestru, scriitor, psiholog, publicist și pedagog român din Republica Moldova, este fondatorul și directorul Liceului de Inventică și Creativitate Prometeu Prim din Chișinău și lider al Forumului Democrat al Românilor din Republica Moldova. Am să invit pe domnul Daniel Corbu să spună mai multe cuvinte despre domnul Aurelian Silvestru înainte de a-i da cuvântul domniei sale. Bună ziua, dragi prieteni! Cu mare bucurie am urmat invitația pentru a fi prezent astăzi aici, exact pe pământul unde copil fiind a călcat Creangă. Sigur că este o emoție. Creangă fiind cel mai spectaculos mărțișor din literatura română, clasica literaturii române și mereu într-o actualitate. Alături de Eminescu este cel mai citit scriitor român. Sigur, a fost o întâlnire deosebită cu 300 de elev la Liceul Ștefan cel Mare, unde prezentat o carte de povestiri morale a domnului Aurelian Silvestru. Aurelian Silvestru este una din marile personalități ale României de Est, cum îi spun eu, bucății acelea românești, pământului românesc de peste Prut. Un scriitor adevărat de limbă română. Un ctitor de școală, Liceul Prometeu, este cel mai performant liceu din Basarabia de astăzi, ctitorit de domnul Aurelian Silvestru, acum 28 de ani. Cărțile domniei sale se bucură de o mare popularitate în Moldova. Din cele 15 cărți care au apărut,
povestiri și romane, în afară de manualele școlare pe care le-a lucrat și pe care învață copiii astăzi. Trei dintre aceste cărți s-au intrat într-un program deosebit al Republicii Moldova, și anume Basarabia citește o carte. Nu, Republica Moldova citește o carte. Fiecare carte care e propusă în acest program apare în mii de exemplare, este lansată în foarte multe școli, universități și alte instituții ale Moldovei și se bucură de succesul meritat. Aurelian Silvestru, un om, să știți, foarte modest, un om cu care puteți discuta după aceea și vă ascultă, pentru că ascultatul e una din marile calități ale lui Aurelian și a oamenilor, să spun, însemnați. Aurelian Silvestru este cel care acum 3 ani sau 4 ani, nu mai țin minte bine, a luat premiul european Andersen pentru proză pentru copii și adolescenți. E un premiu important pe care să ia în Europa pentru astfel de scrieri. Tare mă bucur că este prezent cu noi astăzi și va mai fi și zilele următoare, pentru a omagia pe cel mai mare prozator român, pe Ion Creangă. Dă microfonul mai departe. Bună ziua, dragi prieteni! În aceste clipe deosebite, chiar că mă simt foarte emoționat, pentru că, așa cum a spus colegul meu și prietenul meu, Daniel Corcu, pe acest pământ pe care a pășit copilul Creangă, nu poți decât să pășești cu mare sfințenie. De aceea mulțumesc domnului primar Harpa, mulțumesc familiei Corcu, familiei Caia, care a avut bunăvoință de a ne invita la această manifestare deosebită, pentru că acest soare minunat care strălucește acum și ne încălzește inimile, vine de fapt din partea străbunului nostru, Ion Creangă. Și dacă astăzi Basarabia mai este românească, să știți că se datorează în primul rând scrierilor lui Ion Creangă, pe care noi de mici le aveam în familie și cu el am crescut alături de Eminescu, ca mai apoi să ajungem împreună cu tot poporul alături de Ștefan cel Mare și să rezistăm tuturor vitrejiilor pe care le mai simțim, din păcate, de acest pământ chinuit din Basarabia, despre care Grigore Vieru spunea că Basarabia se aseamănă cu un prunc înfășurat în sârmă ghimpată. Sârma ghimpată, evident, deja a dispărut de la prut, dar n-a dispărut încă din sufletele noastre, de aceea avem mare nevoie de sprijinul domniilor voastre și noi de fiecare dată simțim și dragostea și umorul alături de noi. Și dacă se spune că țara nu este locul unde tu cunoști pădurea și munții, dar este locul unde pădurea și munții te cunosc pe tine, e bine, noi mai avem încă mult de umblat prin munții Carpați și prin pădurile din zona Târgului Neamț, ca să fim și noi aici un pic cunoscut. Mă mir că dumneavoastră vorbiți de mine ca de un mare prozator. În prezența și în lângă casa lui Ion Creangă nu putem vorbi despre prozator decât la nivelul foarte diminuant, așa, pentru că el este marele stil, marele colos al literaturii române. Și vă doresc ca acest minunat festival, care are deja 49 de ediții, da? Să ajungă și la 490 de ediții și mulți dintre dumneavoastră să fie prezenți, cel puțin cu sufletul, cu spiritul. Și ca să încheie, am să spun ceva care am spus și la liceul Ștefan cel Mare, acum copiilor, un mic episod din viața lui Grigore Vieru, care s-a petrecut sub ochii mei în parcul din Chișinău, pe aleea clasicilor.
un cerșetor stătea umil lângă monumentul lui Mihai Eminescu și avea o pălărie în care lumea nu prea punea nimic și o bucată de carton pe care cineva scrisese cu cretă: sunt nevăzător, vă rog, ajutați-mă. Grigore Vieira a trecut pe lângă el, s-a pipăit la buzunare, ca de obicei era fără bani, cum era mereu Grigore Vieira, pentru că toată bogăția lui era în suflet. Și ca să-l ajute, n-a scos din buzunare, a scos tot din suflet ceva, a șters ceea ce era scris pe acel carton și a scris altceva. După ce a scris și a lăsat cartonul acolo, foarte multă lume trecea, citea și scotea așa mai din gros din buzunare și lăsa în pălăria cerșitorului. M-am dus și eu să văd ce este scris acolo și am citit. A venit primăvara, iar eu nu mă pot bucura de ea. Așa era scris acolo și asta a impresionat mai mult decât ceea ce era scris înainte. A venit primăvara, dragii mei, să ne bucurăm de ea alături de Ion Creangă. Vă mulțumesc mult! Diploma de onoare este o distinție pe care Consiliul Local al orașului Târgu Neamț o oferă, în general, personalităților culturale, care nu doar că ne-au călcat pragul, dar au lăsat și urme frumoase în comunitatea noastră. O astfel de diplomă a fost oferită în ședința de Consiliu din luna februarie domnului Aurelian Silvestru, în semn de respect și aleasă prețuire pentru implicarea continuă în organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale prilejuite de zilele Ion Creangă. Îi mulțumim din suflet și sperăm să ne calce cât mai des pragul în continuare. Îi mânez diploma alături de hotărârea de Consiliu. Sunt, încă o dată vă spun, deosebit de emoționat, dar ca să-și cunoască chipul omului e suficient să se uite în oglindă. Ca să-și cunoască sufletul, trebuie să se uite înapoi, la urmele pe care le-a lăsat în urmă. Ați pomenit de niște urme pe care eu le-am lăsat aici, sunt încă invizibile, nu prea, importante. De aceea, cred că am făcut mult mai puțin decât vreau să fac, nu numai aici, dar și în viață, și pentru că lumea este imperfectă, contează nu cum o găsești când vii, ci cum o lași când pleci. Vreau ca noi toți împreună să lăsăm cât mai frumoasă și să nu mai existe niciodată o frontieră între noi și dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vreau să precizez că o delegație frumoasă de la Chișinău este astăzi la Iași prezentă și mâine ni se va alătura, pentru că pe 27 februarie a început la Chișinău festivalul Ion Creangă, care continuă, este festivalul Ion Creangă Chișinău Iași Târgu Neamț Pipiric, și acest lucru îi mulțumim și doamnei preotese Olga Caia, pentru că se implică de 9 ani, 9 ediții acestui festival, cu activități și aici pe meleagurile noastre. Ne bucurăm și îi așteptăm cu drag pe cei de la Chișinău și de la Iași să ni se alăture și mâine. Și am să invit la microfon pe un prieten drag al nostru, care de foarte, foarte multe ediții vine, este nelipsit la Târgu Neamț și nici nu s-ar putea să nu fie prezent să ne spună din experiența, din ceea ce a studiat, din viața și opera și din cărțile domniei sale care le-a scris despre Ion Creangă, și nu este nimeni altul decât profesor universitar doctor, domnul Constantin Parascan. Dragii mei, eu am venit de la Iași astăzi pe drum și de fiecare dată când vin, când fac drumul de la Iași spre Târgu Neamț, spre Humulești, mă uit la dealuri, la câmpuri, la casele mai vechi, la porți, pe marginea drumului, și caut semne ale privirii cu care a privit și le-a înnobilat de-a pururi Ion Creangă în drumurile sale dinspre Iași, spre Târgu Neamț și invers. Le-am căutat, am găsit câte ceva,
am venit și aici, voi nu erați dragi copii și nici oaspeți minunați ce sunteți, nu erați ajuns aici la casa lui Creangă și am auzit un glas dinăuntru. Un glas de femeie. Un glas chiar al mamei lui Ion Creangă, Smaranda, care zicea: ieși copiile cu părul bălan afară și râi de la soare, doar s-a îndreptat vremea. Și vremea, după cum vedeți, s-a îndreptat după râsul acelui minunat mărțișor, cel mai ales al acestui neam, care pe urmă, făcând drumurile spre Iași, întâlnindu-se cu Eminescu, descoperindu-și în adâncul sufletului său zestrea aceasta extraordinară din acest pământ binecuvântat, a ajuns împăratul poveștilor. Acestea le-am auzit eu azi și, fiind un ucenic și un slujitor al lui Creangă, timp de mai mult de 50 de ani, și pe cărți, și pe manuscrise, și la Bojdeuca din Țicău, vi le-am adus și vi le-am împărtășit și vouă. Ele sunt povestite și în această casă, povestea vieții lui Ion Creangă, care pleacă de aici, din acest minunat loc, loc ce este în acest moment și mereu centrul universului pentru limba română și pentru literatura română. Să fiți sănătoși și să ne vedem și peste 50 de ani, așa cum spunea invitatul nostru de onoare, domnul Aurelian Silvestru, în suflet cu Ion Creangă aici, în Bătătura de la Homulești. Felicităm oficialitățile locale, primăria, Muzeul Județean și pe toți cei care s-au implicat în semnalele, în organizarea acestor. Nu e ușor deloc să aduci atâta lume aici și cred că foarte curând, îmi permit eu să spun, abia aștept, vă văd în cojocele, în opicuțe, pe câte unii, abia aștept să ne transpunem și să rămânem și noi de veci, datorită vouă, copii nemuritori asemenea lui Ion Creangă. Vă mulțumesc și la bună vedere! Mulțumim! Rămăsesem datoare domnului Daniel Corbu, că am uitat să prezint titlurile cărților prezentate la Colegiul Național: Ion Creangă, integrala operei, și Ion Creangă, scrisori, manuscrise, anecdote. Vă mulțumim pentru cărțile noastre prezentate. Și înainte de a da cuvântul copiilor, aș vrea să o invit la microfon pe doamna preoteasă Olga Caia, poate ne spune câteva cuvinte și despre festivalul și despre să ne facă invitația la un concert extraordinar făcut posibil ca în această ediție a zilelor Ion Creangă să ne putem bucura duminică de un concert, o seară de lit și operă cu surorile soprane Claudia și Olga Caia. E așa de frumoasă, cum a fost și sufletul marelui nostru povestitor, genialului povestitor Ion Creangă. Acum îmi vine în minte câteva versuri din Grigore Vielu, care spunea: o neamule, adunat tu grămăjoară, ai putea să încapi într-o singură icoană, icoana neamului românesc. Acest lucru îl văd eu astăzi aici. Copii frumoși îmbrăcați, gata să slăbească memoria lui Ion Creangă. Noi putem păstra vie amintirea lui Ion Creangă citindu-i și recitându-i și învățând pe de rost opera lui Ion Creangă. Mulțumesc lui Dumnezeu că opera lui Ion Creangă mi-a fost ca o rugăciune. Alături de rugăciuni, tot timpul am citit și am memorat din Ion Creangă. Tot ca, deci ca un omagiu adus lui Ion Creangă, strănepoatele lui Ion Creangă, Claudia Caia și Olga Caia Muraru, soprane, vor da duminică, vor susține un recital de lit și operă la Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț, la ora 17. Vă invităm cu mic, cu mare, la acest spectacol, la acest concert. Vă mulțumesc din suflet. Apropo de festivalul Ion Creangă, festivalul zilei Ion Creangă, este un copil
născut, creat de Claudia Balaban, director al Bibliotecii Ion Creangă din Chișinău. Claudia Balaban, deci, ne-a adus acest copil și noi ceilalți, împreună cu familia Aurelian Silvestru, Larisa și Aurelian Silvestru, împreună cu oficialitățile orașului Târgu Neamț, cu domnul primar Daniel Harpa, împreună cu domnii consilieri. Deci am făcut acest festival prima dată la Chișinău, cu toții am mers acolo, apoi la Iași, la Târgu Neamț și la Pipiric. Nu am uitat nici de bunicul David Creangă. Vă mulțumim din suflet și sper că veți duce mai departe cei prezenți aici și cei care nu sunteți prezenți, care nu sunt prezenți, veți duce mai departe acest festival care slăvește și care este un omagiu adus lui Ion Creangă. Vă mulțumesc, plec Crăciun în fața dumneavoastră. Mulțumim. Și acum să vă invit și la expozițiile care puteți să le vizitați pe parcursul acestor trei zile. La Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț avem o expoziție Bojdeu ca la 100 de ani, prezentată de Muzeul Literaturii din Iași și mulțumim doamnei Lăcrămioara Grigoroae, care este prezentă, am înțeles, astăzi aici. Și de asemenea, la Casa Culturii vă invităm să vedeți expoziția unui tânăr pictor, Andrei Vlejou, o expoziție dedicată mărțișorului primăverii, o expoziție frumoasă și de asemenea lucrările copiilor de la atelierele de handmade care s-au desfășurat în luna februarie la Casa Culturii din școlile Clubul Copiilor în parteneriat cu școlile din oraș, o expoziție foarte frumoasă. Și să dăm cuvântul copiilor, un program artistic pregătit de școala Ion Creangă din Humulești. Îi mulțumim domnului director Constantin Roșu și doamnei Petreana, consilierul educativ de la școală. Vă invităm aici alături de noi și noi ne retragem să vă vedem. Să bea, cântăm de bucurie, viața o cântăm.
și prea cinstiți invitați, bine v-am găsit! Ion Creangă este și va fi mereu aici cu noi. El trăiește încă prin puii săi de humuleșteni, care îl vizitează an de an la căsuța părintească. Renaște precum pasărea Phoenix din propria cenușă în fiecare primăvară. Este ghiocelul pe care sufletul nostru îl hrănește și profundă recunoștință. Elevii clasei 1 de la școala gimnazială Ion Creangă din Humulești au venit astăzi să vă aducă în inimi bucuria vieții și bucuria primăverii în ceas aniversar, după care va urma un dulce menuet compus de Johann Sebastian Bach și interpretat cu multă pasiune de a Petre Evelina, elevă în clasa a 3-a, la acea școală ce poartă cu mândrie numele celui mai mare povestitor român. Farmecul întâmplărilor năstrușnicului Nică, așa cum se va întâmpla în continuare. Maftei Giulia, Marian Alexandru, coordonat de domnul învățător Boancă Valeriu, vor prezenta câte un monolog la Cireșe și Pupăza din Teni. Tată, vara, pe aproape de moș, mă furișesc din casă și mă duc ziua la miaza mare la moș Vasile, fratele tati cel mai mare, să fur niște cireșii. Căci doar la dânsul și încă la vreo două locuri din sat se găsea câte un șireș varatic care se coșea pălea de duminică mare. Și mă chitesc eu, mini, cum să fac să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac ca șerifi Ioan să ne duci la scădat. Nu e acasă, eu însă să mă duci la morioara, să duci cu moștiu Vasării sub cetate, la ochiul din Codreni, să aducă niște sumani. Apoi, dar mai rămâi sănătoasă, mătușă mărioară, vorba din oarea. Și-mi pare rău că nu-i vorul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcerea să ne scădăm împreună. Dar în gândul meu, știți cum am nimerit-o? Bine că nu-s acasă și de nou vine de grabă și mai bine ar fi. Scuși cruvizător, sărut mâna mătușii, lându-mi ziua bună ca un băiet de treabă, ies din casă cu chică, mă duc la scăldat, mă șupuriesc pe unde pot, șuc încolo, mă găsesc în șireșul femeii și înșepa cărăvănirea șireșii, crude, coapte, cum se găseau. Și cum mă îngrijeam să fac și-i fac și mai degrabă, ia ca mătușa mărioara cu un jor de mână la dulchina șireșului. Dar gine, diavole, este scăldatul, zis ea cu ochii holbați la mine, scopoarte jos în haule că te învăța eu. Cum vede ea că vede că nu mă dau, de vreo două, trei ori cu vulgării mine, dar nu mă chitește.
Apoi începe să aserbuca pe cireș în sus, zicând: stai mai porcane că te căptușește amărioara cuș. Atunci mă dau pe o creangă mai spre poale și deodată fac zdup în niște gâne pe care stindea de la cireș înainte. Și era crudă și până prude înaltă și de bună de nămătușă amărioara pe urma mea. Eu fug ai purește prin cânepă și ea pe urma mea. Ale mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându: scoală duglișule înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cu coarmenea și să te spurși ca să nu-ți mai meargă bine toată ziua. Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își facea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorpuros pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatii cel mai mic. Și numai ce auzeai vară: pup, 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 pup. Dis de dimineață în toate zilele de voia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște lingurat, ce i-aveam tot mis prășitori, tocmai la Valea Sacră, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncare, numai ce și aud pupăza cântând: pup, 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 pup. Eu atunci, să nu caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei cu cândul să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupan, cum zicea mama, ci pentru că mă sculeam toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos pe cărarea muchea dealului, mă sui încetişor în teiul care te adormea cu mirosul floarei, bag mâna în scorpură, unde știam și norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: da, steliță, cu te-ai căptușit eu, îmi mai pupat tu și pișe rău de acum. Cântecul, jocul și voia bună au făcut mereu casă bună cu poveștile aici la poalele cetății Neamțului. Și nu e vers și cântec mai frumos decât cel popular născut din trăirea profundă a moldovenilor. Sub atenta îndrumare a doamnei învățătoare Croitoriu Cezara, elevele clasei a treia, Irimia Maria, Enea Andra și Roban Andra vor da glas unor frumoase cântece populare, minite să vă încălzească o lecuță și poate și soarele s-o mai îmbuna să ne trimită căldura lui.
ești deșteaptă, sară, rata, tadrida. Către foiul îi păsă, rata, tadrida, rata. Și nu țărna să gătit, rata, tadrida. Și-n bada lui iutii de fire, nu să fac o litre zâne. Eu bine lui năstrunit și-n prejoc l-am prăpădit. Mai, 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 mai. Mulțumesc! I-am făcut porniță nouă, mă consulință, dacă ninge, dacă plouă, eu am urmiță. Vă mândresc cu ea la lume și-a rândurință, că am făcut-o eu al nume, mă plăcăniță. Și josit, dacă tare puniță nouă, place să-mi onoră. În puntița asta mică și popovoare, mă gândeam la nevestită, tot cu șate. Putinița mea e nouă, ce bine pare, uită-ne mea cu loc, că bine doare. Iar când mă duceam pe bale, mă toți domnița, și ne mi-o ieșit în cale, ca bani bătiți. În puntița mea cea bună eram căroasă, și când așteptam să-mi spună că îți cunoasă, privind la bună încă că da ce păre, puntița nouă păre nu place. Nouă ce face zice părința, dar mie vezi că place mai mult părțuță. Mulțumesc! Ne facem și noi din când în când haz de necaz, dar nu ne iese cum ieși a lui Creangă. Vorba lui plină de duș și înțelepciune, la care se adăuga satira fără pereche, ne-a dus mereu zâmbetul pe buze și ne-a înseninat ziua. Ne-a făcut să ne identificăm de multe ori cu personajele sale sau să găsim asemănări în jurul nostru. Lumea prezentată de el ca într-o poveste este ruptă din realitate, din viața oamenilor simpli, cu calități prezentate atent sau cu defecte aspru pedepsite de condeiul ascuțit al scriitorului. Vă invităm să-i urmăriți pe elevii clasei a 7-a, coordonați de doamna profesoară de limba română, Radu Laura, care vor interpreta sceneta Prostia omenească. O poveste ca noastră rar vei mai găsi prin cărți, dar prostia omenească o întâlnești și în alte părți. Căci românul, ca românul, spune numai rău ce e bun, iar străinul, înțelept, binele îl vede vezi. Așadar, povestea spune că un om avea odată un copil și o nevastă și o soacră pe lângă casă. Nani, nani, copilași, tot cu mamă odorași, că în apă te-am scăldat și la sânt te-am desnergat. Lângă soba să te pun, nani, nani, copil bun. Mă leu, patru, ce-ai făcut? Copilul l-ai omorât. De pe sobă, dropul mare, eu cădeam n-are scăpare. Băleu, așa e, mămuță, de orca pe sus o muță, l-o lovi și l-o da jos. Vai de noi, copil frumos! De vastă, ce-ai făcut? Din curte te-am auzit. Ce să am rămâne? Fără copil voi rămâne. Pentru că să vă iau drop de sare, pruncuțul n-are scăpare. De orca sus motănel, l-o lovi pe mititel. Bre, mulți proști am mai văzut cât pe lume am trăit. Dacă voi, Doamne ferește, nu cred că altul mai este. Amu, o să plec de acasă și o iubra din casă în casă. De-o-i mai găsi ca voi, mă-i întoarce înapoi. Oftând, omul nostru bun, iute și porni la drum. Și amețit mergând așa, iată că vede ceva. Bună ziua, măi om bun! Ce tot faci aici în drum? Văd că un oboroc tu ai și la soare îl tot ai. Ce să fac? Mă tot rudesc! Soarele să-l păcălesc, în oboroc de-a intra, l-ai duce în casa mea. Vai, ce muncă în zadar! Nu ai un topor măcar? Ia-l de coadă, spargi cât vrei și soarele intră în bordei. Mulțumesc, mare minune! Domnul te-a trimis la mine, că aș fi îmbătrânit să cartiți soare pocit. Bravo. Și mergând
Intrând în drumul lui, rămase iar locului. Un rotar făcus în car, dar nu putea să-l scoată afară. Măi, dar nărăvaș mai ești. Hai, de ce nu vrei să ieși? Măi, eu îmi fără socoteală. Vrei să scoți carul afară? Dacă așa vei continua, casa ți-o vei dărâma. Vrei, atâta mă omor, să scot carul în pridvor. Ia, ascultă al meu sfat și căsuța ți-ai salvat. Scoate-l pe bucăți afară și acolo în jghebiară. Mulțumesc, mare minune, Domnul te-a trimis la mine. Astfel zău, la spântul așteaptă, aș fi scos carul din casă. Iată un tonci mai mare, să vedem ce mai apare. Și mergând în drumul lui, rămase iar locului. Un osul să poți studia, nu ci poda arunca. Tot rătăcim pe poteci, dau mereu de dobitoci. Dar de ce te frământi, om bun? Spau de mine, măi, om bun, supărat de ce să spun. Să pui ăsta în uroz, nu-mi urcă nuchile în pot. Dar degeaba te trudești, treaba n-ai să o izbăvești. Nu ți-o pui e de vină, ia-ma ta găleata în mână. Pune neanuș câte vrei, după pe umăr o iei. Te cocoți cu ea pe scară, gata-i treaba până diseară. Mulțumesc, mare minune, Domnul te-a trimis la mine. Dar ți-o pui pe tufăr, pentru că nu este bun. Iată alt onci mai mare, să vedem ce mai apare. Ochii-mi văd, dar nu pot crede. Ce tot face aici, măi Vere? Ia, văcuța asta mea, e flământă și nu vrea să urce pe șură, frate, să mănânce pe săturate. Măi creștine, spânzul vaca, dă funul jos și treaba-i gata. Domn, mulțumesc, mare minune. Domnul te-a trimis la mine. Dacă nu venea ima ta, domnul meu nu mai era. Încă un ton să socotim și acum să ne gândim. Mâța se putea întâmpla să urce pe oricumva, să dea jos drobul de sare pe copil să mi-l omoare. Dar să car soarele în casă, în loc să spargi o fereastră, să uși nucile în pot cu un țăpoi. Măi, ce nărod! Să spânzuri trăgând o vacă, pe șură să-i dai o tavă. Asta chiar că n-am gândit să existe pe pământ. Tot mai bine e acasă, lângă soacră și nevastă, care-s mai cu duh oricum decât ce-ai văzut pe drum. Bravo. Bine, iau mai trei, gata-i ce v-am povestit. Și-am încălecat pe roată și v-am spus povestea toată. Așa cum am început, cântând, este modul prin care noi, elevii și cadrele didactice de la școala gimnazială Ion Creangă, ne exprimăm recunoștința față de marele nostru povestitor și față de gazdele noastre care ne-au onorat invitându-ne aici, în această zi specială. Îl rugăm pe domnul profesor de muzică Ciprian Boș, împreună cu elevii pe care îi îndrumă cu mult talent, să ne încheie cu frumoasele lor melodii, să răsune munții și băile de bucurie și fiecare boț de humă să știe că astăzi este aleasă sărbătoare.